coleg de scenă, coleg de platou, dar și lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Marin Ganciu, te ascultăm. Bine v-am regăsit. Astăzi am venit cu o poezie populară, evanghelică, Pilda Vameșului și a Fariseului. Și un cântec vorbeau odată încet ca gândul. Cânticul îl voi cânta împreună cu domnul Victor Botnaru. Dumnealui va acompania la violoncel. Vă ascultăm. Pentru cei ce se credeau oameni drepți și socoteau răi pe ceilalți, Iisus și această pildă a spus. Să se roage Domnului, doi intrară în casa lui. Unul fariseu era, vameș celălalt. Și sta fariseul în picioare, înălțând încrezătoare fața-i către Dumnezeu și zicea în gândul său: Ziditorule de sus, mulțumescu-ți că eu nu-s ca și alții desfrânat, spre hoție a plecat, bârfitor, nedrept, și nici ca și vameșul de aici. Două zile de când știu post pe săptămână țiu, zeciuiala dau cinstit din întregul meu venit. Vameșul la ușă sta, ne-ndrăznind a ridica spre al omenirii tată uitătura sa plecată. Pieptul își bătea zicând: Cată iertător și blând, tu din ceruri prea milosul înspre mine, păcătosul. Și adevărat vă spui, s-a întors la vatra lui mai pe placul celui înalt, asta, decât celălalt. Că smerit va fi oricine se înalță aici pe sine. Toți câți pe pământ aici se smeresc, înălțați vor fi. Din vina lumii dintre noi.
pământ care ești astăzi, de Dumnezeu împodobit, de iar de-al flacăra cumplită, căci omul a păcătuit. De iar de-al flacăra cumplită, căci omul a păcătuit. Eu dau și ploaie pentru cel flămând, iar omul nostru nu cunoaște al Dumnezeului cuvânt, iar omul nostru nu cunoaște al Dumnezeului. Dacă așa ne-a fi sfârșitul, să plângem cerurile amândoi, căci omul mult ne-socotitul barde-n foc și el cu noi, căci omul mult ne-socotitul.